Привет, все идет нормально, там все нормально. Игорь Николаевич, я к вам не шла чирк. Кугенду книгасы мои еще, а президенты Оркум нустай, им брехается пенцар. А еще к сигуранце сынты локур ваканти ди клоун. Cred că tu ai fi cel mai bun clown în țară, tu de fapt ești cel mai bun clown din țară. Dar aici ai fi cu salariul de clown, nu cu salariul de președinte, care poporul nostru ți-l ține pentru tine. Igor Nicolaici, vină fără casă să prinească la circ, la serviciu, așa că cu Doamne ajută, Igor Nicolaici, clown la circ. Sila в правде. Sondajul poporului, tu-l vezi, Igor Nicolaici, nu procentele cele care ți le scriu ție gheitele ție cu bani. Aici e sondajul poporului, lumea, tu vezi cât de tare te pipie și vrei să scăpi de tine. La circ sau în Rostov, pe domn la șașlic, Igor Nicolaici.
duce mintea și capul să conduceți pe o țară și nu v-a dus mintea și capul să faceți ceva în ăștia 4 ani pentru oameni. E timpul să plecați. Oamenii prin acest claxon își vă dau votul de neîncredere. Un vot de neîncredere pe tot teritoriul țării noastre. Nu doar aici, în Chișinău. Și dacă tot stăm aici la CIR, domnul Dodon, poate dacă tot nu o să aveți ce face după ce pierdeți alegerile prezidențiale, cred că aici, fără concurs, o să puteți să veniți să lucrați. Noi vă garantăm această funcție. Clovn este locul cel mai potrivit pentru dumneavoastră, domnule Dodon. Și vedeți această reacție fantastică a chișinăuienilor la acest lacaș. Domnul Dodon, să știți că oamenii nu vă vor. Asta este dovada. Așa că, Dodon, nu-ți fă planuri pentru președinție. Noi suntem aici, cetățenii participă la sondajul popular împotriva lui Dodon.
silit de nimeni, nu-i desenat pe foaie de către cetățenii acestei țări. Domnule Dodon, sper că o să primiți o satisfacție enormă de la aceste vizualizări pe care le facem zilnic și uitați-vă și prin țară ce se întâmplă și în alte raioane. Colegii mei cred că tot vor să se mai expună, pentru că eu ori de câte ori ies la astfel de acțiuni, am o dispoziție extraordinară, pentru că n-ai cum altfel, uitați-vă ce reacție.
Nicolae, tu vezi la lume, într-adevăr, nu indiferent de tine, ligreață de tine, într-adevăr. Pandemia asta a făcut o bagiocură, nu mai știți de unde să-l luați, cum să-l puneți. 771 de oameni sunt decedați, s-au dus în pământ din cauza voastră. Într-o zi să răspundeți pentru asta. Nu le-ați dat voie oamenilor să bucure de viață, să bucure de copii, dar le-ați luat simplu posibilitatea de a trăi. Să știți că asta din cauza voastră. Tu se duci la biserică că nu trebuie în TTZ-ul, la mănăstire se duce Igor Nicolae și Petru. Fii de Petru, înțelegi? Și așa că noi puteți să căutăm. Sau la circ duce, la circ ți-i ții locul. Clown tu ești ca lumea, tu într-adevăr ești un clown, un clown înnăscut. Și opriți cu dosarele, este fabricate, dosarele chisinoape, dosarele făcute. Te-am tesătorat în Moldova să faci ca și plăcătim, că nu faci cu Federația Rusă. E mâna de perinatul satei, că oricum șcărie pii te așteaptă. Dacă ți-or da voie să lucrezi la circ, pentru banii care ai furat, să bucuri copiii, să bucuri oamenii, asta cred că ar fi unica ieșire și posibilitatea ta. Igor Nicolaevici, pleacă, noi nu mai avem nevoie de tine și n-ați mai dăm voie ca tu să-ți bați joc de mine. De noi, de fapt, de toți. De mine inclusiv, de toți cetățenii Republicii Moldova. Afară din președinție, Igor Dodon. Iată-i sondajul real, este sondaj. Este sondajul, lumea trece, lumea pur și simplu te claxonează. Dar vin alegerile, Igor Nicolaevici, și sondajele cele care le scrii tu, de fapt, de nu știu câte acolo procente, 50 și ceva, aici nu că e anti, anti-ratingul tău e 80 și ceva de procente, Igor Nicolaevici, să știi. Și nu-i părerea mea, e părerea poporului. Thank you.
trăiești bine. Nici nu mai ții minte de bine ce ții, prin ce țări te-ai odihnit. În timp ce oamenii, cetățenii acestei țări, care ți-au dat vot de încredere, mor de foame. Nu au cu ce-și hrăni copiii, nu au cu ce-și plăti facturile. Unde sunt garanțiile date de dumneavoastră în pandemia respectivă? Unde sunt acele compensații? Unde sunt acele indemnizații? Unde este susținerea din partea statului despre care ai vorbit atâta de la televizor? Nu sunt nicăieri, pentru că toți banii au mers pentru dumitale, pentru odihna și confortul pe care îl ai la ziua de azi. Cu cumetru Feghea și cu Vologhea și cu restul din compania Matale. Domnul Dodon, asta este dovada că nu vei mai fi președinte. Și sigur o știi. Din considerentul ăsta încerci să-ți lichidezi toți contracandidații sau concurenții electorali care au șanse reale să câștige. Domnule Dodon, lasă-l pe Renato Usată în pace. Ia mâna de pe el. Încetează cu fabricarea dosarelor penale, pentru că o să stați și dumneata și cei care fabrică dosarul penal în Federația Rusă, toți, absolut toți, o să stați în închisoare. Aveți un pic de obraz, de simț, gândiți-vă la acest popor și poate cu demnitate să lăsați această funcție. Ia laba de pe Usatăi Renato. Ai înțeles, domnule Dodon? De altfel, claxonarea va fi la tine acasă. Te asigurăm.